Protan a încetat să mai colecteze animalele moarte de la ferme și resturile rezultate în urma procesării cărnii. Asta deși în ultimele zile Ministerul Agriculturii a încercat să îi determine pe reprezentanții societății să nu ia această măsură. Noi avem de încasat foarte mulți bani de la Ministerul Agriculturii și în același timp avem de dat mai puțin bani către Ministerul de Finanțe, care între timp ne-a trimis și un titlu executoriu pe sumele datorate. Noi am cerut un protocol prin care să se scrie exact care sunt datoriile față de concesionar și modul în care acestea vor fi achitate. Măsura de închidere i-a speriat pe procesatorii de carne. Aceștia susțin că în câteva zile ar putea să își oprească producția, iar cei peste 70.000 de oameni care lucrează în domeniu ar putea să intre în șomaj tehnic. Industria lactate și carne, clar, nu are unde depozita. Și mai ales că e obligată să o facă în condițiile legii, cum am spus, deci trebuie să o facă în frig, în spații de congelare, ori alea sunt prevăzute pentru altceva, pentru materii prime, pentru produse finite, nu să ții deșeuri în ea, înseamnă că nu mai poți să ții restul. Procesatorii mai au o soluție, să trimită resturile în țările vecine. Costurile de transport și de distrugere ar fi însă duble, pentru că în România activitatea este finanțată de stat, iar în Bulgaria sau Ungaria ar trebui să plătească integral prețul de neutralizare. Diferența o vor simți cumpărătorii, pentru că producătorii ar fi nevoiți să scumpească produsele. Ministerul Agriculturii susține însă că situația va fi deblocată până mâine la prânz. S-au grăbit pur și simplu să facă această declarație, dar acum vă pot garanta că nu se întrerupe activitatea. Protan așteaptă ca Ministerul Agriculturii să îi plătească 4 milioane de euro. Este vorba de contravaloarea unor facturi neplătite din 2006, 2007 și 2008. Reprezentanții Ministerului susțin însă că datoria este mai mică. Pe de altă parte, societatea de ecarisaj are probleme și cu Ministerul Mediului, care a decis să închidă sucursala de la Popești-Leordeni, pentru că firma nu a realizat o stație de epurare. Decizia a fost însă anulată de instanța de judecată.